Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să facem etalarea pentru octombrie, pentru rac. Da? Haideți să vedem. Bun. La rac, da? Recompensă pentru octombrie, satisfacție, succes material. Succes meritat de dumneavoastră, fericire meritată, întâlnire formală, se împlinește întâlnirea care o doriți dumneavoastră, dragoste fidelă, nevoie de a lucra împreună, iubire care are nevoie de răbdare, iubirea dumneavoastră și de efort, iubire liniștită, întâlnire ce vă unește, timiditate, relație solidă. Schimbări liniștite, schimbarea ce se sărbătorește, fericire, armonie și uniune. Prima carte este o carte a norocului financiar, un câștig mare de bani, câștig neașteptat, afacere de succes, examene cu succes. Da? Găsiți o iubire nouă, poate, ce vă va face fericit sau aveți deja partenerul actual ce vă face fericit. Mai poate însemna că semnați contracte noi de muncă, câștigați un proces juridic. Până acum ați crezut că aveți puțină influență asupra situației și ați sperat să fie bine, dar până acum ați și înțeles că nu este momentul să vă împliniți planul, că ați avut nevoie de mai multe informații sau ați înțeles destul de puțin unele lucruri. Trebuie să aveți grijă de deciziile ce le luați, să nu vă dezamăgească. Vă așteaptă o experiență cu noroc, da? O experiență cu noroc și o experiență de care veți fi mulțumiți și fericiți. Poate v-ați îndrăgostit de cineva și doriți să realizați acest plan cu această persoană. Acum, va continua întâlnirea. Trebuie să fiți curajoși și să credeți în ce doriți sau în cine doriți, da? Pentru că aveți șanse extraordinare de reușită. Luptați pentru că veți câștiga în planul dumneavoastră. Vă simțiți în armonie cu ceilalți, nu vă faceți griji, nu vă îndoiți, nu vă fie frică, da? Arată uniune, contracte semnate, asociații, nuntă, căsătorie, da? Copii. Nimic să nu te rețină să spui da planului tău, pentru că nu văd nicio piedică, nu veți avea piedici în atingerea scopului dumneavoastră. Nimic deosebit, nicio carte negativă, doar pozitiv văd. Da? Haideți să vedem. Acest Lenormand. Prima carte este berzele, da? Sunt berzele, arată o schimbare în relații, arată o schimbare care dumneavoastră poate doriți o stabilitate, dar nu trebuie să forțați situația pentru că încă va fi flexibilitate, situație schimbătoare, da? Apoi, în serviciu mai poate arăta că se schimbă ceva. Clienții, modul dumneavoastră de a lucra în afacere, locul unde lucrați, orarul, poate lucrați altfel, se schimbă orele la care lucrați. Ceva ce nu mai continuă, deci cu blocaje, cu stop, nu blocaje, dar se oprește iară, poate 2 luni lucrați, o lună stați, iară 2 luni lucrați, așa, da? Schimbări. Sau dezvoltarea pe care dumneavoastră o ajutați nu va fi în linie continuă, da? În linie dreaptă. Da? Bun, haideți să vedem că e lângă carte. Lângă carte înseamnă că este un secret pe care dumneavoastră îl veți descoperi. Un secret descoperit. O schimbare importantă care vă schimbă viața, un eveniment ce vă schimbă viața.
Și un eveniment care aduce o persoană nouă în viața dumneavoastră. Da? Cartea. Cartea reprezintă secrete, reprezintă studii în care dumneavoastră repede trebuie să le terminați sau le aveți. Reprezintă mesaj secret, un vizitator pe care nu vă așteptați să vină, cineva vine. Schimbări în secret, schimbări de studii, puteți să schimbați studiile, o descoperire importantă, ceva se descoperă, secret descoperit, o carte de succes mai poate însemna. În relații arată că veți spune ce nu vă place, reprezintă secrete, informații ce lipsesc. Dacă acum primiți o șansă în serviciu să faceți un studiu, să învățați ceva, acceptați această șansă, da? Sau trebuie să învățați ceva pentru afacerea dumneavoastră, informații, să vă perfecționați, da? Apoi, tot ce descoperiți dumneavoastră nou trebuie să țineți în secret. Trebuie să zice că în acest proces veți învăța foarte multe și după ce învățați veți avea un rezultat concret. Da. Dar mai poate însemna și că puteți lucra în domeniu, în scrieri, da? În domeniul cărților. Da? Următoarea este comunicare înseamnă comunicare în relație. Veți avea discuții importante cu persoana iubită. Poate veți, în urma unor discuții, veți întâlni o altă persoană. Apoi, multă comunicare. Poate aveți la serviciu, cum să spun, ceva nou, sau aveți, cum să spun, vă testează cineva. Trebuie să aveți grijă ce vorbiți, cu cine vorbiți, ce se discută, veți descoperi secret în această discuție. Apoi, mai pot însemna și că veți auzi niște vești despre ceva nou, despre ceva ce se schimbă, despre multe schimbări care vă vor afecta, dar acestea sunt ținute în secret, știri despre descoperiri, știri despre studii, știri importante, dar și ceva ce așteptați dumneavoastră să aveți succes și vin aceste știri care vă spun da, ai succes, se împlinește ce-ți dorești, da? Apoi, mesaje importante, un vizitator care este important pentru dumneavoastră, v-am mai spus. Și un secret. Și cheia. Cheia reprezintă la fel. Secret reprezintă o rezolvare. Doriți să rezolvați ceva. Reușiți la un concurs, examen, terapie. Căutați rezolvare la probleme, la serviciu. Și veți găsi. Veți fi valorați. Apoi, cei care aveți afacere, doriți un ajutor pentru niște riscuri și veți merge spre succes. Toate ușile vă sunt deschise. Veți deschide ușile cu această cheie. O vindecare. Toate ușile care până acum au fost pentru dumneavoastră închise, parcă nu durează mult, foarte repede vor fi deschise.
Da. Haideți să mai vedem. Prima rună ce mi este pentru dumneavoastră este loialitate, încredere, parteneriat. Poate vă mutați, încheiați parteneriat cu cineva, veți avea o schimbare a serviciului, poate o schimbare a partenerului. Repede mergeți mai departe. Și ce mai reprezintă? Reprezintă că veți construi o bază solidă acum, sigură, da? Sigură și solidă. Trebuie să rămâneți în mișcare, să nu stați pe loc, da? Trebuie să vă, cum să spun, vin multe schimbări și trebuie să vă adaptați schimbărilor din jurul dumneavoastră și să studiați bine partenerul care este lângă dumneavoastră. Trebuie să aveți grijă să nu vă înșele cineva, să nu întârziați în niște hârtii, în niște... ce aveți dumneavoastră de făcut, da? Situații cu întârziere mai poate însemna. Bun, următoarea este Manaz. Manaz reprezintă persoanele, omul, înțelepciunea, mintea, dar și a fi împreună. Aveți mare interes pentru cineva și doriți să aibă un loc important în viața dumneavoastră. Veți fi în armonie cu această persoană. Dacă este de aceeași vârstă cu dumneavoastră, veți fi împreună cu această persoană. Apoi arată persoane care au examene foarte grele și care vor reuși. Apoi arată câștiguri foarte mari de bani, care dumneavoastră vă gândiți, nu va fi posibil sau nu se va putea, dar se va putea, sigur. Arată că sunteți inteligenți, loiali, veți primi ajutor și veți da ajutor. Arată că sunteți specialist în ce lucrați dumneavoastră. Așa. Următoarea se numește Vunjo, da? Arată norocul în care îl aveți, în ce faceți, bucuria dumneavoastră care o să o aveți. Multă fericire, știri foarte bune, bucurie, vindecare, încredere în sine, multă realizare, arată în familie fericire, arată împăcare cu familia, arată naștere de copil, vi se împlinesc dorințele, noroc, bucurie. Reprezintă rubinul sau aurul această rună. Bun. Haideți să vedem ultima rună. Este Ansuz. Ansuz reprezintă comunicarea și înțelepciunea. Arată că sunteți înțelept, comunicați mai ușor. Arată cineva jurnalist, arată că schimbați multe idei, vorbiți foarte mult, comunicați foarte mult pentru ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Mai poate reprezenta ce credeți dumneavoastră, credința dumneavoastră. Arată un scriitor sau un om care lucrează cu publicul. Arată că veți avea relații care vă vor surprinde, legături foarte importante și foarte bune care vă vor aduce noroc și realizare. Arată că sunteți mental, poate faceți
cum să spun, exerciții cu legea atracției sau oricum mintea vă este în mișcare și sunteți pozitivi. Arată că veți primi o moștenire pe care o așteptați sau... Haideți să vedem că nu am făcut în Keeper Carton, așa este. Haideți să vedem. Era să uit. Haideți să vedem. Bun. Prima este scrisoarea. Scrisoare plăcută, știri plăcute. Este o știre foarte bună, importantă pentru dumneavoastră, pozitivă, parcă despre un serviciu. E-mail, formulare, în relații de dragoste arată comunicarea foarte bună care o veți avea cu persoana iubită. Veți primi dovadă de dragoste, chiar dacă nu erați siguri de perechea dumneavoastră, veți fi siguri în această lună. Veți primi ceva relaționat cu serviciul dumneavoastră, se poate o promovare sau un contract, îl semnați, începeți un serviciu dacă nu aveți, un examen care îl veți lua dacă veți reuși, dacă v-a ieșit această carte, dacă aveți examene. Nu sunt cărți pozitive, aceasta este puțin negativă. Nu sunt cărți negative, vreau să spun, sunt pozitive. Dar, bine. Dacă nu vă gândiți la nimic important, arată că aveți relații bune, că vă va fi bine în general. Următoarea este serviciul dumneavoastră, munca dumneavoastră arată că este pozitivă, o carte pozitivă. Arată că vei reuși, vei lucra, vei reuși, vei atinge scopul tău pe care îl vrei. Arată mai înseamnă cu ce te ocupi tu fizic și profesional, activitățile tale, studii, formare profesională, hobby, sporturi. Arată că te străduiești foarte mult, îți dai foarte mult interes în relația ta de dragoste, ești activ, faci foarte multe pentru partener sau pentru parteneră ca să menții această relație, ești în serviciu muncitor, intră bani din profesia ta, ai salariu fix, dacă ești autonom și lucrezi pe cont propriu, arată afaceri foarte bune. Muncă, succes, dar și efort, da? Apoi, nu este negativă această carte, este speranța, este o carte neutră. Așteaptă încă, nu acționa, pentru că unele lucruri se vor rezolva singure. Trebuie să ai răbdare, nu trebuie să împingi de la spate prea mult, să forțezi lucrurile prea tare. Mai poate însemna o perioadă de întârziere de 3 luni, până ți se vor împlini dorințele și speranțele, depinde fiecare ce aveți, este o etalare generală. O situație și, cum să spun, ce doriți dumneavoastră nu este sigur, și trebuie încă să așteptați. În dragoste nu puteți forța nimic, trebuie să aveți răbdare. Pentru unii, da? Timpul pentru dragoste încă nu a venit. În serviciu căutați, probabil, aveți vocație pentru ceva. Este o nouă orientare, sunteți într-o fază în care vă orientați să faceți altceva. În financiar trebuie să așteptați să intre bani. Să nu vă grăbiți, totul are timpul lui, totul la timpul lui și
așteptarea lui, da, depinde ce vă doriți. În casa dumneavoastră este bine pozitiv, situații familiare foarte bune. Vă gândiți să cumpărați o casă sau să moșteniți o casă, veți moșteni sau veți închiria, aveți o bază stabilă, unele persoane situație familiară foarte bună, prieteni care te vizitează, îi vizitezi cu regularitate. În dragoste nu se întâmplă absolut nimic nou, stabil, perechi stabile, un serviciu fix, autonomie, situație financiară stabilă și sigură. Da, a fost o etalare generală, nu se compară cu o etalare personală. Dacă doriți etalări personale, mă puteți contacta la natitarotasia@gmail.com. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.